În perioada următoare, la Catedrala Patriarhală va fi organizat un program liturgic special. Credincioșii sunt așteptați la pelerinajul de florii, la Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor și la slujbele din Săptămâna Sfintelor Pătimir și din Săptămâna Luminată. Patriarhia Română a oferit detalii într-un comunicat emis astăzi de biroul de presă. La sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, duminică 17 aprilie, ramurile de salcie vor fi sfințite în cadrul slujbei utreniei. Acestea împreună cu pachetele cu anafură și iconițele dăruite de prefericitul părinte patriarh Daniel, având reprezentată intrarea Domnului în Ierusalim, vor fi împărțite credincioșilor la baldachinul Sfinților de pe colina Bucuriei după ora 8:30 de minute. În funcție de condițiile meteorologice, începând cu duminica Floriilor, sfânta liturghie din duminici și marile sărbători va fi oficiată la altarul de vară de lângă catedrala patriarhală. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, slujbele deniilor vor începe la ora 17. Sfânta liturghie din Sfânta și Marea Joi va fi săvârșită în interiorul Catedralei Patriarhale, începând cu ora 9.30 de minute. Slujba deniei din Sfânta și Marea Joi va fi oficiată la altarul de vară, iar închinarea credincioșilor la Sfânta Cruce, așezată în fața altarului de vară, se va realiza după cântarea Astăzi a fost răstignit pe lemn. La încheierea programului liturgic, Sfânta Cruce va fi introdusă în Catedrala Patriarhală. Slujba vecerniei din Sfânta și Marea Vineri, când va fi scos Sfântul Epitaf, va fi oficiată în interiorul Catedralei Patriarhale între orele 7 și 11 și 30 de minute. În intervalul orar 11 și 30 de minute și 16 și 50 de minute, credincioșii vor avea posibilitatea să se închine și să treacă pe sub Sfântul Epitaf în Sfântul Lăcaș. Cu aproximativ 5 minute înainte de a începe slujba Deniei Prohodului Domnului, 16 și 55 de minute, Sfântul Epitaf va fi purtat de patru preoți în sunetul clopotului și așezat pe masa din altarul de vară, unde va fi oficiată slujba Deniei Prohodului Domnului. În Sfânta și Marea Sâmbătă, Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 9.30 de minute în interiorul Catedralei Patriarhale. În intervalul orar 13-19, Sfântul Lăcaș va fi închis pentru curățenie. La ora 0, în noaptea Învierii Domnului, Sfânta Lumină va fi oferită de către Prefericitul Părinte Patriarh Daniel Ierarhilor, Preoților și Diaconilor, prezenți în pridvorul din fața reședinței patriarhale. Apoi aceștia vor oferi Sfânta Lumină credincioșilor pe culoarele special amenajate. Slujba învierii va fi săvârșită în exteriorul Catedralei Patriarhale, iar Sfânta Liturghie va fi oficiată ulterior în interiorul Sfântului Lăcaș. Slujba vecerniei învierii Domnului, a doua înviere, va fi oficiată duminică la ora 12 tot în interiorul Catedralei, Vineri 29 aprilie, la sărbătoarea izvorul tămăduirii, Sfânta Liturghie va fi oficiată la altarul de vară. În fața altarului vor fi așezate câteva butoaie a câte 500 de litri fiecare, urmând ca la sfârșitul slujbei de sfințire a apei, aghiazma mică, diaconii, paracliserii și voluntarii Catedralei Patriarhale să ajute la umplerea cu aghiazma a sticlelor personale ale credincioșilor și la distribuirea acestora.